Salut, sunt Stefatorul, am o veste bună, cred că ați observat că ieri am oprit serverul, ei bine, era cu un motiv, m-am gândit că ar trebui să facem un update și, na, în update-ul acela am băgat un fel de mini-event în care puteți câștiga grade, sunt diferite semne pe mapă cu niște coduri pe care le puteți folosi ca să primiți grade. Și gradele acelea pe care le primiți sunt gratis, le puteți găsi oriunde pe hartă, dar cred că observați că am shader. Am shaderul pentru că ca să funcționeze aveți nevoie de shader. Și trebuie să setați setările următoare. Trebuie să aveți graphics pe fantasy ca să puteți să vedeți prin astea. Și vă recomand și shaderul, dar nu e necesar, pentru că vedeți cum se mișcă astea să vă arăt la ce ne ajută. Ăsta e unul dintre exemple pe care Uh, îl arăt la toată lumea. Uh, screen, uh, comanda asta, veți primi OP. Și, da, uitați. exemplu, vedeți, scris CRT 2032. Dacă nu erau astea, erau pe loc. Uh, dacă scot uh, asta și era mai greu să vedeți. Deci de aia ne ajută pentru că se mișcă și vezi tot codul. Și dacă scriem, uite, momentan am niciun grad, nu a scos special. Și uite, când uh, scris CRT 2032, îți dă gradul. Uite, cred că se vede. Um, ok, deci asta este eventul. Sunt mult mai multe pe hartă și le puteți găsi toți și puteți câștiga grade gratis. Și totul funcționează, deci, e un event pe care ne-am gândit să vi-l facem și na, sper că vă place. Uh, ne, ne costă mult uh, pe partea de bani, uh, chiar dacă majoritatea sunt de VIP și de helper și moderator, mai, sunt, uh, mai există una de operator în afară de asta, ceea ce e logic uh, mult mai mult. Uh, ok, deci asta a fost tot. Sper că v-a plăcut uh, eventul. Dați un like dacă v-a plăcut și... Uh, Căutați-le pe server și să le găsiți. Na. Succes.